În acest episod vom vorbi despre daci, în special de perioada dinaintea războaielor, adică până în 106 după Hristos. Știați că Herodot îi numea pe traci cel mai numeros popor după indieni. El spunea că tracii ar putea deveni cea mai mare putere a lumii dacă nu ar fi dezbinați. Strabon, geograful grec, amintea că Burebista s-a impus ca rege prin exerciții și abținere de la vin. Citând din acesta, a ajuns în fruntea neamului său, care era istovit de războaie dese, Burebista s-a înălțat atât de mult prin exerciții de abținere de la vin și ascultare față de porunci, încât în câțiva ani a făurit un stat puternic și a supus geților cea mai mare parte a populațiilor vecine, ajungând să fie temut chiar și de romani. Trageți voi concluzia de aici. Istoria geto-dacilor începe odată cu stabilirea grecilor pe țărmul de vest al Mării Negre, cunoscută sub numele și de Pontus Euxinus, unde au întemeiat coloniile Tomis, Histria, Calatis, Olbia și Apolonia, atunci când tracii au intrat în contact cu lumea greacă. Istoricul grec Herodot a fost primul care i-a menționat pe geți, la nord de Dunăre. Conform lui, geții sunt cei mai viteji și mai drepți între traci. Din secolul al VI-lea înainte de Hristos, se păstrează numeroase mărturii despre geto-daci, o entitate etno-istorică desprinsă din marele neam al tracilor. Primele descoperiri arheologice legate de aceștia au scos la iveală cultura basarab din Dobrogea, care se remarcă prin morminte tomulare și o ceramică deosebită. Geto-dacii ocupau un spațiu care cuprindea regiunea dintre lanțul Carpaților Nordici și munții Balcani. Primele fapte de vitejie dacii le-au realizat împotriva unor adversari celebri, regele persan Darius în anul 514 înainte de Hristos și Alexandru cel Mare în secolul 4 înainte de Hristos. Începând cu mijlocul secolului al II-lea înainte de Hristos, societatea dacogetică a cunoscut o rapidă evoluție în toate domeniile de activitate. Vechile așezări politico-economice se dezvoltă și apar altele noi. Se înmulțesc uneltele de fier, iar meșteșugurile și comerțul înregistrează salturi calitative substanțiale, mai ales datorită schimburilor comerciale cu grecii și romani. Totodată se accentuează împărțirea pe clasa societății în capilati sau comati, aceștia fiind membri de rând, și tarabostes, nobili. Societatea geto-dacică a cunoscut o perioadă de înflorire sub domnia regelui Burebista, circa 82-44 înainte de Hristos. Contemporan cu Cezar și dușman al acestuia și prieten al lui Pompei, în jurul anului 70 înainte de Hristos, condițiile externe fiind favorabile și acțiunile politice și militare ale lui Burebista încununate cu succes, geto-dacii au ajuns să aibă o conducere unică și fermă, ca și o puternică organizare. Statul lui Burebista, păstrându-și o rânduială social-politică, s-a întărit prin cucerirea de către aceștia orașelor grecești, Tomis, Histria și Calatis, de pe țărmul Mării Negre, ca și prin eliminarea pericolului invaziei celților. Astfel, Burebista a preluat conducerea întregului ținut traco-geto-dacic, care se întindea de la munții Haemus din Balcani, până la Carpații Păduroși și de la Tiras, Nistru, până la Tisa. Controlând ambele maluri ale Dunării, Burebista a fost cel din tâi și cel mai mare dintre regii traci, așa cum este numit în scrierile lui Acronion din Dionysopolis. Capitala statului geto-dacic se afla în zona munților Orăștiei, masivul Șurean. Acolo, Burebista și-a dezvoltat un întreg sistem de fortificații continuate de urmașii săi, Dicomes, Scorilo și Cotiso. Promovând o politică curajoasă atât pe plan intern cât și pe plan extern, Burebista a reușit să unifice toate triburile geto-dace și să își constituie o armată puternică, care putea ajunge conform lui Strabon la aproape 200.000 de ostași. Succesul strădanilor sale de a asigura unitatea poporului geto-dacic, a limbii și civilizației sale, l-au făcut pe rege să se simtă tot mai puternic, ajungând să creadă că este capabil să-și măsoare puterea cu romanii. Burebista era sprijinit de marele preot Deceneu. Profitând de războiul civil dintre Cezar și Pompei, Burebista l-a sprijinit pe cel din urmă. Din nefericire pentru el, Cezar, care a câștigat războiul în urma celebrei lupte de la Parsalus din Grecia, s-a hotărât să se răzbune pe daci și a pregătit o campanie împotriva dacei cu scopul de a anihila nucleul geto-dac de la Sarmisegetuza și stabilirea graniței statului roman pe linia sigură a Dunării. Dar asasinarea sa în anul 44 înainte de Hristos a dus la amânarea confruntării militare cu aproape 120 de ani. La scurt timp după moartea lui Cezar, Burebista a fost înlăturat în urma unui complot al aristocrației nemulțumită de puterea absolută a regelui. După căderea sa, statul a slăbit și a pierdut din teritoriu, concentrându-se în jurul nucleului fortificat din munții Orăștiei.
Statul Ilburebista reprezentase pentru o perioadă de câteva decenii o forță de prim rang și o amenințare pentru romani care rivaliza cu pericolul german. Totuși, destrămarea formațiunii lui Burebista nu a însemnat și dispariția acelui nucleu, care va sta la reconstituirea puterii dacilor sub Decebal. Geto-dacii au cunoscut o nouă perioadă de prosperitate culturală și politică în timpul domniei lui Decebal, 87-106 după Hristos, când civilizația geto-dacă a atins apogeul. În secolul I înainte de Hristos, odată cu extinderea Imperiului Roman, Dunărea a devenit frontiera dintre aceasta și statul geto-dacilor. Dobrogea se afla deja sub dominație romană începând cu domnia lui Augustus și făcea parte din provincia Moesia Inferior. Conflictele dintre daci și romani s-au înmulțit, mai ales că Roma a așezat în vecinătatea Daciei triburi ostile acestea cu scopul de a o încercui. Romanii au pornit război împotriva dacilor și după o primă confruntare, 87-89 după Hristos, aceștia au purtat două războaie sângeroase în timpul împăratului Traian, în 101-102 și respectiv 105-106. Geto-dacii au fost învinși, iar Imperiul condus de Traian și-a extins frontierele peste Dunăre, transformând o parte a Daciei în provincie imperială romană. Două monumente comemorează evenimentele, unul este columna lui Traian de la Roma, opera lui Apolodor din Damasc, 113 după Hristos, iar al doilea este Trofeum Traianii de la Damclisii, 109 după Hristos. Și acum că am terminat prezentarea lecției, avem câteva întrebări la care am dorit să răspundeți. Cum se numeau coloniile grecești de pe țărmul de vest al Mării Negre? Care erau cele mai importante două clase sociale la daci? Pe cine a susținut Burebista dintre Pompei și Cezar în cadrul războiului civil de la Roma?